Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Accent Direct. Discutăm de această dată cu primarul orașului Căușeni, Anatolie Donțu. Iată că domnule primar a trecut o vară și a dat Dumnezeu și ne reîntâlnim din nou în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb cum a fost vara aceasta pentru dumneavoastră și cu ce v-ați ocupat? Vara aceasta pentru mine a fost o vară lucrativă. S-au inițiat careva proiecte și acum ele demarează. Mă bucur că se vede și sperăm să le terminăm și să începem de altele. Despre ce proiecte vorbiți? Proiecte au fost cu... Am primit autorizarea de defrișare a copacilor și noi am început a defrișa copacii care sunt de pericol pentru locuitori și pentru transport și pentru rețele electrice. Am finisat careva lucrări de reparație a unor blocuri sanitare și îngrădinițe. Am mai... înarmat blocurile alimentare cu chiuvete noi și cu hote noi. Ne-am stăruit să redeschidem grădinițele, care a fost o problemă în prezent. Din economiile care le-am avut, ne-am stăruit și am înregistrat grădinițele cu seturi de albituri noi în totalmente, cu perni, cu plapumi, cu veselă, cu... Adică tot ce este posibil. În perioada în care instituțiile preșcolare nu ar fi activat din cauza pandemiei, vorbim aici de cele 6 luni, dar îndeosebi pe perioada de vară, ați achiziționat aproape 1000 de seturi lingerie pentru toate grădinițele, pentru toți copiii din oraș, seturi de veselă, ziceți dumneavoastră, și ați reparat unele blocuri alimentare. Am echipat blocurile alimentare cu hote și... chiuvete și am reparat unele grupe pentru ca ele, când o să înceapă anul nou de grădinițe, el să intre deodată în grupă nouă. Dar și acum am demarat lucrări de reparație a cazangeriilor în grădinița numărul 1, numărul 7, că erau două cazangerii care erau în stare foarte rea și acum am început, am contractat un agent economic și prestează servicii de reparație. În această perioadă în care nu au activat grădinițele, s-au făcut careva lucrări de reparație în grupe? S-au reparat. Acum merge reparația în grădinița numărul 3. O grupă se repară în totalmente, inclusiv și blocul sanitar. Și grădinița numărul... În principiu, mai e grădinița numărul 3. S-a mai făcut în grădinița numărul 1, s-a finisat unii blocuri sanitare, s-a finisat lucrările de schimbare a traseilor de apă și canalizare tot în grădinița numărul 1, inclusiv s-a schimbat și obiectele sanitare. Grădinița numărul 4? Numărul 4, noi lucrări, s-a făcut o grupă cosmetic, s-a reparat din motiv că bugetul nu ne-a permis, dar nu era într-așa o stare cât de cât deplorată grupa care este și a făcut cosmetic. E un buget mai mic și mă bucur că am putut noi să facem fără să intervină părinții, măcar că veneau propuneri din partea părinților ca să contribuie și ei cu surse financiare, ceea ce noi din start, de la începutul anului, datorită bugetului care îl avem, putem să ne permitem să facem careva lucrări de reparație a grădiniților, a unor grupe și ne stăruim cu pași mici să inițiem lucrările și să le ducem până la bun sfârșit. Toate aceste dotări și reparații care au avut loc la instituțiile preșcolare au fost făcute din economiile instituțiilor, din bugetul primăriei sau din ce surse? Unele lucrări au fost făcute din bugetul primăriei, dar achiziționarea a obiectelor pentru pregătire a fost... Am primit un regulament de care noi trebuie să ne conducem ca să-mi permită deschiderea grădinițelor, ceea în care era stipulat prompt că este nevoie grădinița să aibă 2 seturi de albituri, 2 veselă în 2 să aibă de schimb și... Făcând după regulament, am depistat că noi nu avem, ori plapumele care se foloseau în grădinițe erau în stare deplorată, pierni, o mare parte din pierni erau adus de părinți la grădiniți, ceea ce ne-a impus într-o măsură care ca noi să achiziționăm și plapume, și pierni, și albituri. Ceea ce sperăm că în viitor apropiat nu ne mai întoarce. Dar e important și acest lucru. Da, ați văzut, nu știu, v-ați spus cineva sau ați văzut prin actele primăriei când ultima dată a fost făcut acest lucru? Când a fost cumpărată o pernă la grădiniță și nu a fost adusă de acasă? Au fost,
în careva grădinițe au fost făcute doar din sursele părinților, ceea ce am aflat noi, când ei, educatorii și directorii, managerii grădiniții au văzut că s-au făcut așa achiziții, au spus că noi de ani de zile, zeci de ani, n-au fost achiziționate albituri și chiar pierne și dar au fost achiziționate prin licitație? Prin... Nu, au fost făcute contracte de mică valoare, din motiv că era diferiți agenții economici, nu putea să presteze un agent toată gama de produse care erau solicitate în regulamentul. Și, și aceste dotări au loc în contextul pandemiei, a noilor recomandări, ori nu? A avut loc, a fost ca un imbol recomandările, dar pentru noi a fost și binevenit de atât că era de prima necesitate. Ca să încheiem subiectul grădinițelor, știu că un grup de părinți s-a adunat și a înaintat un demers către primăria orașului Căușeni de a mări orele de lucru a instituțiilor preșcolare. Astăzi, la ce oră se iau copiii de la grădiniță? Graficul de lucru a grădinițelor este stabil cum a fost până la pandemie. Noi am avut prima perioadă din motiv de încercare să vedem cum se vor descurca educatorii și managerii grădinițelor. Am fost descurte jumate de zi, 7 ore, după cum și era în prescripția medicinii preventive. Ce pe o perioadă am tras concluzia că ori jumate de zi, ori de locuri, tot acești părinți erau scoși din câmpul muncii. Și am decis prin dispoziția primarului să prelungim, să ajungem la grafic, orarul normal, care era de la 7:30 până la ora 18. De 10 ore și jumătate. Da, cum a fost. Și e vorba de o dispoziție. Știți, în prevederile medicinii preventive era ferm scris că se asumă responsabilitatea primară, autoritatea publică. Dar totuși vedem o decizie pusă la ședința. Da, am făcut-o din motiv că părinții au fost un pressing, haideți spunem, din partea părinților și rugăminte ca noi să prelungim. Ceea ce am văzut că e benefic, chiar și specialiștii din cadrul primăriei au copii în cadrul grădinițelor, care se vedea că ei nu lucrau, nu erau efectivi pentru noi. Că de timp de încordație trebuie să plece pe copii. Ceea ce ne-a impus. Și cam ce procent din numărul total de preșcolari sunt astăzi integrați, instituționalizați? În grupele creșe până la 4 ani, maximul posibil, care ne-a permis noi medicina preventivă, este până la 8 copii și în grupe pregătitoare până la 12. Scopul a fost ca grupa pregătitoare să fie dispărțită în două și să frecventeze toți copiii, ceea ce ne obligă copiii la anul viitor trebuie să frecventeze școala și trebuie să pregătiți, au stat o jumătate de an acasă, ceea ce arată că ei trebuie să dezvolte. Și să dar de numărul total de aproximativ 1000 de copii, astăzi câți frecventează cam? Sau câți au... Jumate, 50%. Toate grupurile au fost separate mai în jumătate și din unele grădiniți care cândva erau, nu erau pline, acum s-au umplut toate grupele cu numărul de copii, s-a mărit. S-a pus numărul standard. 8 pentru copii până la 4 ani, grupa 3-4 care avem începătoare și grupa pregătitoare 12 mai. Aș vrea foarte mult în această emisiune să discutăm și raportul inspecției financiare care a avut loc la primăria orașului Căușeni în luna august. Am văzut că acest raport a ieșit la 22 august, dacă nu mă greșesc eu. Spuneți-ne în primul rând dacă v-ați dat consimțământul ca această inspectare să aibă loc. Dar nu pot. A fost, știți cum spune, era solicitată din partea cuiva. Că înainte de a veni inspecția financiară, noi specialiștii, eu am cerut specialiștii primăriei să solicite inspecția financiară când am prin decizia Consiliului și am primit răspuns că nu este programat pentru anul acesta inspecția financiară să facă niște calcule, niște verificări în cadrul primăriei, ca să treacă un timp și să vedem că inspecția financiară a venit din partea unor consilieri, ori deputatului, nu știm cine. Cineva a solicitat. Da, au venit fără solicitare. Știm că nu e din solicitarea primăriei. Și în urma prescripției... Ca să vă dau un exemplu, că asta a fost primul val de inspecție financiară, ca noi acum, în august, să treacă primul val, primul inspecție care a fost făcută, ca noi în septembrie să avem a doilea val. Nu știu, mi s-a spus că domn deputat nu este satisfăcut cu raportul și prescripțiile care au fost date și a doilea vală iarăși merge. Din primul val... Adică peste o lună de zile sau nicio lună, da, că a fost la 22 august, da. Astăzi suntem în 24, la nicio lună de zile depărtare, la primăria Căușeni este supusă altui control. Da. Eu chiar răsfoind, să vă spun cinstit, probabil că
nu mi-a luat foarte mult timp, raportul e mult mai mare. Eu am scos prescripția, dar oricum, din ceea ce am văzut, vreau să discutăm câteva aspecte în urma acestei inspecții. N-a fost încasat venitul ratat de locațiune în sumă de 115,1 lei, n-au fost încasate venituri ratate de la utilizarea terenurilor proprietate publică de 270 aproape de mii de lei, n-a fost încasat prețul diminuat în sumă de 516 mii și ceea ce m-a mirat, nu au fost restituite plățile de la părinți pentru lipsa nemotivată a copiilor la grădinița de copii în sumă de 78,1 lei. Asta ce înseamnă? Copiii n-au frecventat, dar părinții au achitat. Era în perioada 2018-2019. Da, pare-mi se atunci era o decizie ori a Consiliului, ori prin dispoziția primarului, ca achitarea grădiniței să fie indiferent. Era o taxă, parem să fixă, ori 120, ori 200 de lei, indiferent dacă frecventează copilul grădinița, ori nu. Și s-a făcut că a fost, cred că, greșit, ori... Adică 78.000 de lei, părinții au achitat această sumă, chiar dacă copiilor n-au frecventat grădinița. Și văd că inspecția financiară obligă oarecum primăria, ca după 2 ani de zile aproape, să întoarcă părinților acești bani. Dar, una, asta a fost inspecția financiară care a fost în 2018 și prescripțiile le trebuiesc, inclusiv cei ce am făcut și noi acum la următoarea ședință a Consiliului, le-am scos și le-am pus pe ordine de zi, ca ele să fie prevăzute și trebuie prescripția soluționată problema care a fost depistată. Ceea ce n-a fost făcut, primul prin raport care l-am citit eu la inspector care a fost financiar la noi, ne-a spus că prescripții din astea în 2008 și eu le-am solicitat pe cele vechi ca să le contrapun cu acestea care le aveam noi și ele coincid. Ceea ce a fost în 2008 și 2019 nu au fost soluționat probleme. Nu au fost restituiți banii, nu au fost anulate unele contracte, adică, nu au fost întors unele bunuri. Mai simplu pentru cei care ne privesc, înainte de această inspecție financiară din august, a mai fost o inspecție anterior, în 2018-2019, care, la fel, în urma fiecărei inspectări, se vine cu un raport, cu o prescripție către primărie, iar aceste prescripții de atunci, din 2018, nu au fost luate în calcul de primărie. Început raportul a fost cu problemele care erau depistate care din trecut lichidate. Și nu au fost lichidate... Și acum urmează să discutați la ședință. Da, am pus-o pe ordine de zi. Am avut o ședință a lucrătorilor și a specialiștilor din cadrul primăriei, că sunt și întrebări în prescripția asta cu achitarea salariilor, cu achitarea unor premii. Da, angajații, funcționari publici și personalul fără statut de funcționar public au beneficiat neîntemeiat de premii unice în sumă totală de 47.206. Acest lucru a fost făcut doar pentru buna organizare, domn primar, a sărbătorii Toamna de Aur, Ziua Națională a Vinului și Ziua Lucrătorilor din Agricultură și Industrie. Asta e una din pentru asta trebuie premii. Nu, ca să vorbim, și eu anul acesta am dat premii dublu. Uh-huh. Am dat la Ziua Funcționarilor Publici, am dat totalmente la toți lucrătorii primării, în afară de primar și viceprimar și persoanele care sunt contractate. După legea care îmi permite să fac acest lucru pentru a-i stipula lucrătorii să facă cât mai lucruri mai stimula. Bune. Da, a stimula. Ca ei să lucreze și să... Din motiv că salariul lor e foarte mic. Maximul salariu era aparent 6.000 la contabil șef, care după prescripțiile este greșit salariul. Ei este obligat să întoarcă cu părere de rău salariul. Partea salariului, din motiv că n-a fost calculat, recalculul salariului n-a fost făcut corect de către contabilitate și către specialist pe cadre. Da, referindu-ne la premii, în mai 2018, ex-primarul a beneficiat de 1000 de lei la sărbătorile de Paște ca premiu. Asta decizia aparține primarului. Și văd că în această prescripție se referă inclusiv la perioada de până în august, probabil, la perioada în care activați și dumneavoastră ca primar. Și ce m-a mirat este, ne amintim cu toții, chiar am făcut și noi un reportaj, că ați dus niște fier de călcat, ceainice electrice, cuptor cu microunde la Spitalul Raional și iată că în această prescripție este de menționat faptul că transmiterea bunurilor către
spitalul raional s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, adică fără decizia sau acordul Consiliului. Da, atunci noi n-am o posibilitate să convocăm Consiliul și acesta a fost primul pas care noi am încercat pe intermediul la specialiști din primărie care eram atunci de gardă, că haideți spunem că noi am avut un orar strâns și mulți lucrători erau acasă, făceau lucru și noi nu putem face consiliu. Și după ce am făcut pasul acesta, am tras concluzia că nu merită de făcut, că noi vom fi pedepsiți. Da, și apoi am mers prin donații. Apoi am mers prin intermediul viceprimarilor și a mai mulți specialiști să colectăm donații din exterior și să mergem cu următoarei bunuri și lucruri care sunt de prima necesitate, noi le-am cumpărat. Adică, ca să fie mai simplu, orice bănuț luat din bugetul local trebuie să aibă acordul Consiliului? Nu chiar orice bănuț. Dar că, mă uit, aici e sumă foarte mică. Adică, cum? Foarte mică pentru un buget de... Știți ce e ce se face pentru primărie? Asta a fost făcut, cred că, după decizia revizorului, că nu s-a dus în... S-a fost dus în grădinițe, nu avea să fie așa mult. A fost dus în alte instituții care nu care e, nu e în subordinea primărie. Sau nu e fondator Consiliului Local fost, sau primăria. La fel, rezultatul inventarierii anuale desfășurate în baza dispoziției primarului interimar din 21 octombrie 2019 au fost înregistrate lipsuri de valori materiale în sumă de 875.678 de lei, inclusiv materiale de construcție, ciment, borduri, nisip, poveste veche. Și acești bani s-au mai găsit sau aceste... Din sumele astea mai erau și valorificați de chiar butoaie, chiar da. Și inclusă și mașina noastră care i-a apărut peste un timp oricare. Da, dar primăria are la balanț 9 butoaie de lemn? Nu, are 17. Dar nu știu pentru ce ele trebuiau. Dar unde sunt aceste? Le avem depozitate în depozit care l-am închiriat de la S.A. Metallica. Au mai apărut. Erau, da, s-au găsit 6, da? Da, erau, parmisi, 9 ori 8 erau, apoi s-au mai adus încă 6 și au mai apărut încă 1-2, unul e la un specialist din cadrul primăriei. Dar ce volum au aceste butoane? 250 spline? De litri. Spline, goale? Nu, ele sunt goale, butoaie din lemn, de 250 de litri. Trebuiau fi împlute pentru hramuri, ori... Nu știu, nu mă întrebați, vă rog. Dar când ele au fost cumpărate? Achiziționate, pare să în 2018 ori 2017. Au fost achiziționate. Și automobilul Nissan Primera, povestea veche, vă l-au adus noi în noi nu știam, până în momentul inspectării, noi nu știam că el stă la balans. Noi am crezut că el a fost trecut, uzat, transport uzat și nu mai este. Dar știați că primăria a avut o astfel de mașină? Noi știam că e primul transport, dar nu știam că el nu a fost casat. Și ceea ce a apărut după revizii, cred că în decurs de 2 săptămâni, 3 săptămâni, apare și mașina pe neprins de veste. Noi am dat a și blocat poliție. Ușa garajului, am văzut poveste. Da, nu e problema asta că a blocat ușa garajului. Noi, ca neștiind de lucrul acesta, eram obligați să dăm la procuratură și am dat, nici nu a plăcut la poliție. Poliția a investigat cazul, s-a deschis dosar. Apoi, nu trecând mult timp, a apărut și mașina, nu știu cine a adus-o, dar a dar fost. Dar primărie ce nu are camere, camere de nu, exterioare nu avem. Interioare avem, exterioare și în ce stare avem. Era ea? Nu funcționa. Era pur și simplu ca un decor. Dar chei? Avea? Chei nu avea. Documentele erau, dar chei nu era. Adică a fost adusă, parcat în ușa garajului, blocând... De la paznic am auzit că a fost adus seara. Dar cine a dus-o, nici dinelui n-a văzut. Ori a văzut și stai, mi-a spus, asta da, nu e problema dinelui. Nu putem să-l impunem, să divulge. Și ce ați făcut? Unde e mașina? Mașina stă în fața primăriei, lângă garajul cel vechi. Noi îl mai ținem până în momentul când o să casăm. La fel, Galaxia Park și Dragoș Cameș și apar în raportul financiar. Poveste veche, facturi fiscale, prestarea acestor servicii de agrement și așa mai... Facturi fiscale au fost și cred că acesta a fost și imbodul la care a venit revizorul. În momentul întâlnirii mele în funcții am văzut că avem datorii, primăria are datorii. Și eu am încercat în anul nou bugetar să încep a întoarce datorii, că apăreau plângeri și petiții din partea agenților economici care au prestat servicii și au vândut... bunuri și servicii au prestat, ca să vii solicite întoarcerea banilor care au fost. Și
Ce am făcut? Adică e vorba de, ca să înțeleagă cei care ne privesc acum, e vorba de business farm, care, da, care au 27 de agenții economici. Care oferit servicii, cel puțin e business farm, părere de rău, după ce am avut prima revizie, agentul constatator mi-a spus că eu nu am drept categoric să întorc această datorie, că e doar de prin hotărâri de judecată. Ceea ce noi din start adică un milion de lei acest agent economic. 900 de mii. Da, 930 de mii de lei a oferit servicii primăriei Căușei. Nu, produs. Au dat pavaj, nisip și ciment. Și iată că facturile fiscale nu au fost acceptate, semnate în contabilitate. Nu le-am semnat din motiv că, și n-am putut să le înregistrăm că nu avea contract. Și erau 4 contracte din anul 2019, ceea ce nici că acum nu poate să mă oblige pe mine din motiv că dacă le unim contractele în grămadă, ele trebuie să fie licitate. Și nu putem să facem licitații, de dacă produsele au fost de acum dat, doar de prin hotărârea judecății să ne oblige. Noi, ca parte, eu sunt gata, doar nu mai trebuie persoana. Dar cum poate un agent economic? Bine, eu înțeleg, poate are încredere în autoritățile locale sau poate are o relație mai specială cu primarul, nu știu. Dar să ofere materiale de construcții, pavaj sau despre ce discutăm noi acum, de aproape un milion de lei, fără a avea o evidență contabilă, fără a fi semnată factura fiscală, fără a fi înregistrată această factură. Cum s-a mers la acest pas ca astăzi acest agent economic să meargă în instanță să-și ceară dreptate? Am mai discutat pe această temă, dar... Noi am discutat, dar eu mă repet că asta nu e competența mea, nu eram responsabil atunci pe această problemă, dar m-am stăruit și să o trec și pe asta. Una, eu am pus că pavajul care ne-a lui mi-l-a dat, el a fost pavat, noi am făcut verificări, am luat specialistul din cadrul primăriei, specialistul în construcție și un reprezentant de la agent economic, eu am mers la fața locului, au găsit locurile unde au fost pavate, s-a făcut inventariere la pavaj, la bordură și s-a făcut un act încă în baza căre noi încercăm să-l ajutăm și să-i întoarcem datoria care a fost formată. Nu putem să nu-i dăm, din motiv că noi ne folosim de trotuare și de curțile care au fost pravate. Doar e o procedură negocioasă care pe dumnealui cred că nu-l aranjează, dar eu nu pot să fac altfel. Spuneți-ne unde sunt sau cui aparțin WC-urile mobile, unde sunt? WC-urile mobile erau lui Dragoș Cameș, și dacă nu mă înșel memoria, întreprindere care presta servicii de WC-uri. Erau 10 WC-uri, la contractul de rendă era 50 de mii anual, ceea ce țin minte, și întreținerea 150 de mii. Le-am scos din motiv că, făcând un calcul, că și noi am încercat și eu să, că au parvenit multe solicitări din partea locuitorilor să deschidem WC-uri publice și m-am gândit din start să luăm așa tip de WC-uri care costă la moment 9.500 nou. Dar decât să le aducem stăi cum a fost în trecut și avea un miros, ele sunt WC-ul de 24 de ore și nici că acum nu poți să le întreții așa ca ele. Și noi am decis să căutăm alte tipuri de WC-uri să facem, dar suntem în căutare, aș vrea să le punem cu apă, cu lavoare, să fie cât mai umane, cum s-ar spune, și să avem posibilitatea să le întreținem mai ușor. Și încă nu ați ajuns, nu s-au... Noi căutăm locul unde noi trebuie să avem posibilitatea să ne conectăm la apă și la canalizare. Ceea ce e problematic, locurile putem doar de la Havuz, că am și găsit și agent economic care are un teren acolo și am vorbit cu dumnealui, dacă dumnealui începe o construcție, noi alături să ne putem conecta la apă și canalizare și inclusiv e o problemă pentru perioada rece anului. Că dacă noi le punem cu apă și canalizare, în perioada rece este riscul că noi trebuie să ne încălzăm. Și asta pe mine m-a oprit până acum să nu fac așa lucrări. Vedem la ședința care va avea loc la data de 25 septembrie, e planificată a 7-a ședință ordinară a Consiliului Orășănesc, o decizie cu privire la examinarea rapoartelor financiare pentru anii 2015, 16 și 17, rezultatele inspectării financiare la salubrizare și amenajare. A fost și acolo inspecție? Nu, aici sunt prescripțiile care au fost în 2018 și nu au fost revizuite și nu au fost lichidate. Și noi suntem obligați să le punem pe ordine de zi toate, inclusiv din raportul care am primit de la Inspecția Financiară. Și cine, de fapt,
se face obligat de lichidare. Pentru că noi vedem la ședințele consiliilor că se ia act de aceste raporturi, nu știu, se lichidează unele sau altele. Am văzut că Inspecția Financiară de acum a zis că urma raportului din 2018 nu a fost lichidat nicio încălcare. Cine se face obligat de lichidarea? În primul rând, în raport și în prescripția care am avut-o prima, acolo a fost stipulat că tot raportul și prescripțiile sunt înaintate la CNA. Și atunci ei sunt responsabili să înceapă procedura, noi doar de ceea ce le putem la nivelul primăriei să le soluționăm, să depistăm încălcările la salariu, să depistăm bunurile care n-au fost restituite, să le găsim unde, ori să le casăm până la urmă. Dar și primăria are cât de cât, dar în mare parte este CNA-ul. Dar, bun, se întocmesc aceste raporturi, se înaintează ulterior organismelor locale, vorbim aici de Consiliul Local, să se ia, să se lichideze aceste nereguli. Dar în cazul nelichidării sau în cazul în care datele din raport sunt ilegale sau sunt grave, se trage cineva la răspundere? Este sancționat vreo persoană sau alta în cazul în care a făcut, iată, nu știu, unele sau alte nereguli? Ce, dacă dumneavoastră ați văzut că este făcut prejudiciu primăriei cu câteva milioane la vinderea terenurilor care au fost vândute cu un preț mai mic decât prețul de piață, noi am ridicat, le-am depistat și noi și s-a văzut că chiar în momentul, cu părere de rău, în momentul efectuării inspecției, noi am văzut că a fost făcut tranzacție și vândut terenul care a fost pus, nu știu de unde a apărut informația, oricine a scos informația din primărie, că în momentul efectuării, noi am văzut că în luna iulie, pământul care a apărut cu numărul cadastral în prescripție a fost vândut la alt stăpân. Și de acum, dacă el este vândut de la unul la altul, de acum dăm problema de a soluționa. Da, vedem mai multe terenuri din proprietate publică că ar fi fost scoase la licitație cu un preț mai mic decât normativul, hai să zicem. Și asta pe noi ne oprește, cu părere de rău, dacă a fost vândut de la o persoană la alta, ne oprește că noi să putem să... Dar sunt aici și grădini care au fost vândute cu un preț diminuat. Iată, 10 terenuri din intravilanul localității cu area totală de 2,500... Ca tare, că ajungând, eu tot nu știam de la început, noi credem grădini, asta e teren pe lângă casă. Dar după lege, grădini este teren extravelant. Intravelant e teren pe lângă casă, teren pentru construcții. Nu există grădini. Dar la noi, din motiv că prețul la terenul grădinii este 241 de lei din unar, ei au găsit o soluție să vândă terenurile mai ieftin, ca nu știu care a fost motivul. Cred că numai... ce-i cu deservirea delegațiilor cu produse alimentare, dulciuri, băuturi alcoolice în valoare de aproape 100 de mii de lei? 97 nu, asta a fost cândva. Asta eu nu pot să vă spun. Când a fost delegația, cine? Dar e vorba doar de o vizită, de mai multe? Nu știu. Astea sunt ridicate cheltuielile din contabilitate. Da, chiar atât costă... Pentru că văd în decizia de mâine a Consiliului, la fel, în ordinea de zi, o decizie de înaintare, de înfrățire a orașului Căușeni cu Piatra Neamț. Da, da. Și dacă ar veni cei din Piatra Neamț, trebuie, la Căușeni, ar trebui să punem deoparte 100 de mii de lei, nu, ca să-i primim? Nu, e exagerat, suma 100 de mii e exagerat. Bine, ce? 97 văd aici. Inclusiv 97. Chiar dacă vin cineva, ei vin în jur de maxim 10 persoane. Și vin pe 2-3 zile. 2-3 zile ca cazarea a fost. Nelor știu unde s-au cheltuit. Eu nu pot să vă spun că nu am participat. Dar ați primit, iată, în perioada asta de nu, aproape nu. Un an de zile vreo delegație? Chiar dacă și veneau vine câte o persoană, ei singur scazau la noi. N-am avut posibilitate din motivul pandemiei. Am fost eu personal, am fost cazat. Am fost hrănit în Cernovodă când am plecat să ne facem cunoștință, ori să ne saltăm. Cel puțin nici pe departe, nu e vorba de 100 de mii de lei. Păreri de rău. Bun, ca să închei subiectul cu delegațiile, de ce anume Piatra Neamț și cum... A pervenit o solicitare, Părintele Pancu, Nelu i-a spus că a fost în România la Piatra Neamț și viceprimarul
a dat ca o solicitare, dacă noi avem plăcere, să ne înfrățim cu Piatra Neamț. Și noi, dacă este posibilitate, dinalui încă și ne-a spus că este posibilitate de a avea careva, solicita careva fonduri pentru unele proiecte, ei sunt gata să ne susțină. Și pentru noi nu înseamnă nimic. Unicul ce este că e obligatoriu să treacă prin decizia Consiliului și consilierii semneze, din motiv ca să vadă reprezentanții de la Piatra Neamț că dorește numai primarul, dar dorește consilierii ca noi să ne înfrățăm și să avem careva proiecte comuni. Adică dumneavoastră, dar la Piatra Neamț ați fost vreodată? Nu. Sper că o să avem posibilitate după alegeri. Știm că legea din statul vecin într-adevăr permite finanțarea anumitor proiecte, inclusiv de dezvoltare, proiecte de infrastructură, cu localitățile înfrățite din partea asta a Prutului. Totodată au ajuns vreun bănuț pentru parcul? Nu. N-a ajuns nimic. În momentul când noi am fost, noi împreună cu un consilier, doi consilieri am fost la Cernovodă, dumneavoastră ne-au spus că sunt gata să meargă prin decizia Consiliului și a apărut pandemia, situația de criză care i-a oprit pe dumneavoastră, dar noi nu pierdem nădejdea. Sperăm că aș treacă alegerile, rămâne tot același primar, îi urăm succese și cred că proiectul va duce până la sfârșit. Tot în ședința, în ordine de zi a ședinței din 25 septembrie este inclus un proiect de decizie cu privire la transmiterea cu titlul de gratuit din administrația primăriei, întreprinderii salubrizare și amenajare, activele proprietate publică destinate adăpostului pentru animale fără stăpân din orașul Căușei. Adică vreți să transmiteți întreprinderii salubrizare în gestiunea acestui? Noi suntem obligați din motiv că regulamentul care a fost votat anul acesta, în statutul întreprinderii, este inclus că problema cu câinilor vagabonți este în gestiunea întreprinderii municipale și amenajare. Și noi am, până acum, investiții care le-am făcut, noi le-am evaluat ca să dăm bunul în gestiunea lor. Și despre ce investiții e vorba? Avem plasă, avem pieloni care am fost primite cu titlu gratuit de la agenții economici și eu chiar aș vrea să le mulțumesc. Și chiar sunt unele lucruri care noi le-am scos din momentul când am făcut unele trotuare și erau pavaj de beton de model vechi. Noi am făcut suprafața, podelele pe unde stau câinii. Ne-am stăruit să-l facem cât mai modern și cât mai benefic pentru câini ca ei să nu... Dar animale avem? Cu părere de rău avem. Și asta este problema. Sunt, avem, noi avem, haideți să spunem, 30 de valiere, în fiecare valier stau câte 2, 3, 4 câini și ele sunt pline. Și noi, în momentul în care avem problemă cu câinii, chiar câte o săptămână urmă a fost și publică care, când e bine la noi, nu vin, dar când este o problemă, ei apar permanent. Și, nu știu, noi ne stăruim cu puținul care îl avem și cu posibilitățile care sunt, noi ne stăruim să facem față, dar e foarte greu. Dar cât cheltuie bugetul local pentru întreținere? Nimic. Noi hrănim câinii din donații, oasele luăm de la Boris Fală. Eu vreau să-i mulțumesc dumnealui că, haideți, dacă nu într-o zi, a doua zi, noi primim câte 5-10 kg de oase gratis, cu titlu gratuit, haideți să spunem altfel. Avem, de când s-au deschis grădinițele, noi avem posibilitatea să strângem resturile și... Nu, dacă sincer nu ne ajung și resturile care le primim la grădiniță. Că jumate de grădiniță nu mai funcționează, jumate din copii frecventează, dar când ați frecventează mai mulți, când o fi mult mai sătui. Dar câți angajați avem acolo? Unde? La azil? Nu, anume angajați pentru azil încă nu sunt. Chiar dacă noi avem angajați pe prestări servicii, el este responsabil să colecteze resturile de la grădiniți, hrănește câinii și face curățenie după ei. Încă mai avem voluntari, tot bravo lor, care mai au doamna Gancerova și erau elevi, ori studenți care au plecat. Ne bucurăm că cât de cât au ținut piept aceste probleme. Totodată, la ședința următoare vor fi alocate, sau cel puțin se propune consilierilor orășenești să voteze două sau trei, dacă nu mă greșesc, proiecte de decizie cu privire la alocarea ajutoarelor materiale
pentru veteranii războiului, pentru independență și integritate, pentru veteranii războiului din Afganistan, participanți la lichidarea catastrofei de la Cernobâl, văduvelor și persoanelor cu dizabilități. Această locație a fost în ultima ședință și din ultima ședință până acum noi am dat la toți represații care au fost, am dat la o mare parte din au fost proiect decizie pentru voluntari care au luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Noi am făcut că toți să primească 500, dar văduve de război și invalizi de gradul 1 și 2, să le dăm câte 1000 de lei. Ceea ce ei au nevoie mult mai mult decât unii din... Dar, cu părere de rău, toți au nevoie și toți mă bucur, fapt, nu că mă bucur, asta nu-i prea bine, ca să merg pe drum și unul din voluntari să mulțumească personal pentru pașii care am făcut, dar asta nu e meritul meu personal, e meritul echipei și a consilierilor. Și s-au alocat. Merge perioada de alocare, merge din motiv că... E vorba de 274.000 de lei într-o decizie. Da, 400 și... Nu, până la 500 de persoane care vor primi ajutorul acesta. Și noi, care e procedura? Noi vrem să începem să facem o listă nouă, să o verificăm și care sunt mulți care încă noi nu au fost pe listă, dar sunt unii care nu or să vii să iei. Și noi să încercăm, chiar astăzi am semnat o dispoziție ca să primim listele suplimentare care au fost, nu erau incluși persoane, dar au fost la centru militar și au solicitat incluși. Dar aceste liste de unde au fost luate? Pentru că avem un precedent la Consiliul Raional, o mare învălmășală, inclusiv de la liste. Listele au fost luate la centru militar. Ei sunt responsabili pe formarea listelor și ducerea evidenței. Și totuși, de ce s-a mers la acest pas? Am văzut proteste, știm povestea foarte lungă, veteranii s-au luptat la Consiliu ca să obțină cei da, a fost un proiect decizii, hai să începem istoricul, proiectul decizii care a fost înaintat de către domnul Ciontoloș și domnul Negai la Consiliul Raional. Acolo a fost mai cu vălmășală și mai cu probleme. La noi a venit, la prima ședință, când a fost înaintată, noi, eu ca primar și echipa și specialiști, noi suntem obligați să înaintăm toate proiectele de decizii care au fost înaintate de consilieri. Și noi am înaintat, dar eu la prima ședință am scos-o din motiv că nu eram pregătiți, nu erau verificate listele și am venit cu un demers către centrul militar ca să, și să vă spunem că în prima listă, primul set de documente erau 526, parmi, de persoane. Într-adevăr, listă a fost 480 și noi am decis că bugetul care îmi permite, că din fondul de rezervă, dacă luam după solicitarea dumneavoastră, era câte 1000 de lei pentru fiecare, noi nici acum nu ne încadram în fondul de rezervă și prin o negociere cu unii din voluntari, chiar am întrebat dacă nu va fi cu supărare, unii au spus, băi, mulțumesc de atât cât îmi dați. Dar noi am decis că îmi permite și am pus 500 de lei și 1000 pentru văduve și pentru veterani. Dar am inclus fără ca să fie vreo solicitare din partea cuiva, afganezii și persoanele care au fost represate, le erau, noi am avut o solicitare a fost încă din anul trecut, în buget a fost inclusă în fondul de rezervă pentru 28 de persoane, dar până la urmă s-a depistat că ele sunt 40 ceva. Și aceste surse de unde vor fi luate? Din fondul de rezervă. Fondul de rezervă. Îmi permite să... Ne mai rămâne ceva acolo? Da, mai este puțin, dar... Sperăm că intrăm. Totuși, m-am uitat atent în ordinea de zi și nu am văzut niciun proiect cu privire la ajutoarele materiale pentru perioada rece anului. Știu că anul trecut ați venit cu diferite sume pentru categorii vulnerabile din oraș. Se apropie perioada rece, anul ăsta prevedeți ceva? Lemne, nu știu, peleți, bani? Dacă, cum am început, noi am început lucrările de frișare. Noi cred că astăzi se mai defreșează unele porțiuni, este de prima necesitate unde se vor efectua careva lucrări. Apoi noi trebuie să facem o mică revizie în tot masa lemnoasă care a fost colectată, defreșată. Facem un act de primire-predare. Noi obligatoriu trebuie să facem acest lucru. Dar colectarea cererilor pentru perioada rece anului, după părerea mea, era binevenită de la 1 octombrie. Dar, ca să vă spun, cred că până în prezent de acum sunt colectate în jur până la 100 de cereri au fost depuse și mult cât mai frig să faci, cu atât mai multe persoane apar. Și este și o problemă că
Asistența socială tot au, este un proiect care este obligat de la pensionari 600 ori 700 și ceea ce nu, noi ne stărim, poate să avem și noi posibilitate să-i mai dăm suplimentar și noi. Dar după masele noastre care noi este preconizată autorizația, noi până la 300 de metri stierea să avem posibilitate să defrișăm. Autorizația e valabilă un an de zile, eu nu cred că noi anul ăsta să dovedim că prea mulți copaci, că e un cost, e costisitor, că am achitat niște lucruri, care lucrări, ori niște lucrări de proiectare, de calcul și noi nu intrăm, că e prea mult. Și ne stărim să defrișăm posibil, maxim unde posibil. Dar unde va fi? Depozităm în depozitul care chiar e unui azilul, depozitul care noi l-am solicitat și îl arendăm. Și, dar depozitul este proprietate, dar pământul de alături este proprietatea primăriei și noi acolo și depozităm. Sunt mai multe lucruri, și bune și rele, dar sperăm că să avem posibilitate și fondul de rezervă să ne permită, pentru persoane, sunt și pensionari care trăiesc la apartamente și noi nici că acum n-ați putem lor să-i dăm două cuburi, două metri stieri de lemn pentru perioada de anul. Cred că eu tot ar să fie cele 500 care au fost și anul precedent. Și anul ăsta l-am dat, anul precedent, anul acesta noi am dat, că am trecut, n-am o posibilitate, nu i-a permis buget. Totuși anul ăsta am avut noi buget și avem buget destul de frumușel în comparație cu alții ani, mai mult decât atât primăria, o să ne spuneți dumneavoastră dacă e adevărat sau nu, dar a avut posibilitatea de a economisi neavând să achite, nu știu, încălzire la grădinițe, de exemplu, două luni de zile sau nu a organizat hramuri și alte sărbători care ne tot luau bani din buget. Nu știu, s-a resimțit cumva pandemia asupra bugetului local? Au fost transferați toți banii preconizați până la această etapă, 9 luni de zile, la către primărie sau, nu știu, Ministerul Finanțelor a mai reținut din buget având în vedere situația pandemică? Nu, n-au fost reținute plățile, doar numai că agenții economici n-au activat, n-au avut posibilități de a plăti impozitul care, în caz de activitate, el este mai mare. Chiar au fost, haideți spunem, bravi, achitările au fost făcute numai mici decât anii precedenți și noi ne stăruim cât de cât să... Noi am mai fost o leacă agresivi în privința reclamei, cu părere de rău, haideți să spunem că putem să cerem scuze, dar avem nevoie foarte mult de banii aceștia, dar trebuie, datorită banilor care vin, să vedeți și lucrările care sunt efectuate în oraș. Dar aceste cheltuieli, vorbim de încălzire la grădinițe, de exemplu, sau vorbind de organizarea sărbătorilor festive, au fost planificate în buget și în valoare de cât? Ce e pentru manifestări culturale, după ultima săptămână, cum am solicitat de la contabil și de la economiști, ne spui, la noi au fost alocați 270.000 ori 280.000, ele încă stau pe articolul cultură. Eu cred că următoarea lună, ori următoarea ședință, noi vom face o mică modificare a bugetului și să căutăm ceva important, ori la grădiniță facem niște reparații, ori careva reparații de prima necesitate care solicită. Proiecte de infrastructură, de dezvoltare, avem la ora actuală la primărie? Bun, am văzut câteva lucrări în anumite parcuri, am văzut lucrări și se fac chiar și la ora actuală la sistemul centralizat de canalizare. A zis cu vehemență că până la sfârșitul acestui an vreți să scăpați de râurile din centrul orașului și să depuneți eforturi în acest sens. Totuși, alte tipuri de proiecte, de dezvoltare, de infrastructură, la ce lucrați? Cel mai important, ceea ce este și un punct foarte pentru orice primar, este canalizarea. Noi am, chiar dacă nu știu, s-a văzut, lucrează în teritoriu agentul care prestează servicii pentru schițarea, proiectarea, în totalmente a orașului Căușin cu canalizare. Noi am împărțit, chiar prin decizia Consiliului, au fost alocate 800.000 pentru proiectarea sistemului de canalizare, care nu există. Începând, ajungând la o perioadă când am dat solicitare la agent economic să-mi fac un mic calcul, noi am înțeles că orașul Căușin este canalizat numai 10%. Dumnealui a spus 10% și chiar aceste 10% canalizarea este într-o stare deplorabilă și noi am decis ca să mergem cu canalizarea. Noi am împărțit în 5
ori în 6 sectoare orașul Căușeni, din motiv ca să avem posibilitate să finanțăm, să cerem finanțare din la instituții care pot, și cred că dacă noi vom fi buni, vom avea izbândă. Noi am, ca să dăm un exemplu, noi am depus actele ieri la ADR Sud pentru 2 sectoare a orașului Căușeni pentru canalizare centralizată. Dar acolo merge 50 de milioane. 50 de milioane, da. 2 sectoare. Despre ce sectoare? Sectorul Mocana, sectorul Botna de Jos, se primește. Și prin Consiliul Raional, dacă este posibilitate, ei au depus actele cu, pentru finanțarea stației de epurare a 2-a etapă și sectorul Căușeni Vechi. Consiliul Raional, știu că anul ăsta zicea 14 milioane că va băga la stația de epurare. Eu cred că de acum așa a fost făcut finanțarea. Asta numește contribuția Consiliul Raional, către, da. Noi așteptăm, pentru noi un plus. Dar grădinițele și școlile, la ora actuală, sunt conectate sau cum funcționează? Grădinițele și școlile sunt conectate la canalizare. Dar asta nu înseamnă că... Din toate sectoarele? Toate sectoarele. Nu mai pare mi se grădinița numărul 4 nu este conectată, au hazna și cred că să e, dar este numărul 1, 2 sunt conectați, e ca nu știu numărul 6, dar poate fi conectată din motiv că este traseul la Ștefan cel Mare 65 și clădirile sunt, care au canalizare, ei sunt conectate. Vorbind de strada Ștefan cel Mare, am văzut pe pagina de Facebook a Consiliului Raional că președintele a anunțat că au fost alocați, ori vor fi alocați 200 și ceva de mii de lei pentru trotuarul pe nu, partea asta. Nu, mai mult. Pentru Ștefan cel Mare 1.300.000 și pentru Mihai Eminescu 700 da, 2 milioane, da, m-am greșit. 2 milioane de lei pentru... Au fost... agentul economic a fost contractat și am înțeles că sunt la nivel de dirigente de șantier. Da, primăria nu are treabă aici. Nu avem noi treabă cu asta. Și nici cu licitație, nici cu nimic. Nu putem să intervenim, că e drum. Și chiar unii lucrări care se fac în drumurile care nu sunt a primăriei, noi totuși ne ducem cu solicitare, cerem permisiunea Consiliului Raional ca să-mi dăi ceea ce am făcut cu canalizarea apă. Dar e destul, domn primar, vor fi de ajuns aceste surse financiare, 2 milioane de lei pentru două străzi atât de lungi? Păi nu se face toată strada, se face o porțiune. Acolo, din surse, mulțumesc de asta. Haideți să spunem așa. Știți, trotuarele noastre sunt într-o stare că ele nu sunt trecătoare. Chiar asta din Căușeni Vechi, când se duci pe strada Ștefan cel Mare, eu ajungând primar, am primit... 3-5 km de trotuar la Ștefan. Anul ăsta 3-5. La anul 3-5 ați face. Face. Eu sunt bucuros că vine. Dar vorbeam de distanță, că strada Ștefan cel Mare pe lungime ar fi în jur de 3-5 km. Da, e mult mai mare, da. Da, și dacă ar fi să construim, pentru că mă gândeam că atunci când a fost construit trotuarul pe Bulevardul Eminescu, pe partea dinspre Consiliul Raional, s-au cheltuit 700 de mii de lei doar pe o porțiune mică și acum 2 milioane pentru două străzi, cam pe ce lungime ne-ar ajunge și cam cât? N-am văzut fix lungimea, dar cred că nu a rămas mult. Luna viitoare cred că vor să începe lucrările și noi să vedem. Eu eram gata și eu, nu eu, dar primăria și Consiliul să contribuim, dar pentru mine totuși canalizația e primordială. Aș vrea ca să nu facem trotuare și apoi să le introducem canalizarea întrinsă, dar am fost categoric, din start eram, voiam să fiu categoric, dar prima înțeles, este posibilitatea la să fac. Noi pe urmă scoatem și punem la loc. Asta e important. Nu pot să interzic. Mulțumesc pentru investițiile. Fondul rutier. Fondul rutier, un milion, din 2 milioane noi avem încă 1.500.000. Fondul rutier noi planificăm. Am contractat agentul. Întreprinderea de asfalt este Don Sicon, sau nu știu cum se numesc, noi țin. Au făcut lucrări de calcule. Vrem să facem strada cu Gălnicianu până la... Pompieri. Acum vrem să 1 mai îl terminăm, asta din drumuri bune 2, îl asfaltăm o porțiune de 400 de metri la 480 lățimea asfalt. Cred că la săptămâna viitoare, la mijloc s-au săptămâna. S-au rugat bine oamenii ăștia când au avut drum toată. Dar au fost primul, de ce a rămas 1 mai? Din motiv că este canalizare. Și s-au conectat toată lumea, cam târziu cu părere de rău, că am ajuns la un moment când se începe lucrările de asfaltare a drumului, au apărut careva locuitori că nu erau conectați. Nu cred că ei nu le vineau a crede, din jumătate de cuvânt și trebuie să aștepte. Cred că până acum a fost altfel.
Eu nu ne-am fost și i-am rugat, i-am trimis specialistul din cadrul primăriei să-i preîntâmpine că în decurs de o lună, ori două, se vor demara lucrările drumuri bune și vom asfalta. Cât cu oamenii nu-l venea crede, dar s-a făcut. Și acum se asfaltează pe da, urmai. Da, da. Acum se pune stratul de pietriș, 18 cm și apoi merge asfalt în 2, 6 și 4. Cam în câte zile? Cred că o săptămână viitoare va fi. Da. Și de încă 1,5 milioane? Ce 1,5 milioane acum se efectuează lucrările la strada Unirii. Apoi cred că noi, cei ce avem cu Glâniceanu acolo, e 400 de metri, este în jur de 200 de mii de lei. Deci ce ori se epuizează. Mai este preconizat Bulevardul Mihai Eminescu, totuși noi am venit cu niște scrisori, niște rugăminte către agenții economici, poate parvin și cu careva ajutoare, ca noi să avem posibilitate să pavăm porțiunea de trotuar. Și aș vrea și pește drum, dar să vedem, la Havuz, trotuarul unde se parchează mașinile este prea îngust și vrem să scoatem gardul care e existent de culoare verde, care îl încurc și strică imaginea, dar e tot și o problemă că drumul iarăși nu ia primăriei. Iar să venim cu solicitare către Consiliul Rănoa, către președinte, poate nici ori să ne permită să facem careva lucrări. Ori poate ne-or ajuta. Dar am văzut că aici, în zona Havuzului, a apărut careva lucrări, au fost făcute. Copiii sunt cei mai bucuroși, am discutat și la emisiunea trecută despre acest lucru. Până la sfârșitul anului mai sunt prevăzute careva lucrări? Că două proiecte, două terenuri de joacă. Frumos. Aici? Da. Sunt în construcție, în plan? Da, se contractat agent economic, sunt în șantier. Dar zona va fi inverzită? Da, noi nu știu cât de inverzită va fi zona parcului, din motiv că el nu este definitiv amenajat. Noi mai avem careva, îi planificat trei terenuri de joacă, de acum le-am schițate, două le-am dat în producere și a treilea nu știu dacă ne permite bugetul, dar cred că nu o să avem anul ăsta izbândă și sperăm că poate vom avea careva surse de la prietenii noștri români. Poate ne-au ajuta și careva și noi să terminăm totuși Havuzul, aș vrea să-l schimbăm, pavajul să-l schimbăm în totalmente, schimbăm, nu știu, toate trotuarele care sunt, că nu ne aranjează. Vizibil nu arată frumos. Aș vrea să schimb în totalmente. Dar terenul de joacă precis, noi anul ăsta minimum două terenuri de joacă sunt, se vor amplasa și vor fi disponibile pentru... În parcul Floarea Albastră? În parcul Floarea Albastră merge proiectarea. Nu am văzut încă nimic, ceva ca să ne plac și mie și specialiștul din cadrul primăriei. Dar ce vedeți? Ce ar trebui să fie acolo? Nu știu, noi ne gândeam să despărțim parcul în patru zone. Avem două agenții economice, eu nu știu, într-o zi poate să-l porni și o faci activitate. Ceea ce am încercat și prin Consiliu și prin... și am vorbit și cu agenții economici, poate ei n-au teren, au construcții, n-au teren adiacent. Să-i dăm careva teren ca ei să înceapă dezvoltarea afacerii. Să împărțim în patru, spunem pentru teren de joacă pentru copii, spunem teren de joacă pentru mai mari, să facem careva, sunt multe idei, dar știți. Dar am văzut că au fost începute lucrările, ba chiar mai mult zilele astea s-a lucrat la instalarea celor patru străjeri. Cât de mult a costat bugetul local acest lucru, pentru că la prima efectul este puternic față de ceea ce a fost, dar ne dăm seama că efortul n-a trebuit să fie depus atât de mult, doar s-a vopsit, s-a renovat. Dar noi trebuie să începem de la față, haideți să spunem. Gardul a fost chiar în stare avariată. Noi l-am ridicat, l-am pus pentru asta, chiar am fost... ucărâți, hai de spunem, de către inspector și de către consilieri, care totuși spun că noi nu trebuie să avem nimic tangență și să nu facem investiții în niște lucruri care nu sunt de prima necesitate, dar eu socot că niște lucruri mici au un impas mai mare și mult mai plăcut și pentru noi și pentru oaspeți care vin și eu socot că noi înainte tot așa să mergem cu lucruri mici, dar eficiente și necesare. Cu acordul Consiliului? Nu, acordul Consiliului nu tot timpul este necesar. Acord Consiliului, el e bun, eu înțeleg că îi gestionează banii, dar știți, acolo sunt 23 de oameni, dar în orașul nostru sunt 16.000 de oameni și nu înseamnă că 23 de oameni trebuie să decide soarta la 16.000 și nici nu primarul decide. Doar prin solicitarea locuitorilor, ei parvin cu
cu solicitări, chiar aceleași pavaje care le facem noi, aceleași amenajări. Ceea ce din astea a spus din verzere, noi planificăm în toamnă. De acum am găsit și agent economic care prestează servicii de, cu flori multianuale și cu copaci decorativi. Chiar am solicitat și permisiunea președintelui de raion ca să-mi permit bulevardul Mihai Eminescu să-l amenajăm, să-l înverzim și sperăm că toamna aceasta vom avea un oraș mai verde și mai colorat. Dar cum este conlucrarea cu președintele de raion? Mă bucur că... înțelegere sau e situația ca și în... Nu, nu avem nici înțelegere, dar nici nu ne sfădim, știți ce este și... De lui se ocup cu raionul, eu mă ocup cu oraș. Și dacă avem nevoie de conlucrare comună, am tras concluzia că este și mă bucur. Cel puțin reacționează la solicitări în cazul în care da, avem planificat un proiect ca să achiziționăm un transport specializat pentru întreprinderea municipală, solvizare, amenajare pentru mașină de colectare a gunoiului și din lor au parvenit că achită 50%, 50%, bugetul este de 1.200.000 pentru o mașină nouă, mașină de marcă Maz. Mă bucur că avem posibilitate să înnoim parcul amenajare. De transport. Și cam pe când se planifică? Când... Deci, Consiliul Raional e pe data de 30 și dacă este acord și semnează decizia, noi începem lucrările de licitație. Domnule primar, eu vă mulțumesc mult de participare la această emisiune. Să știți că mai sunt multe întrebări, dar vedem ce se va întâmpla mâine la ședința Consiliului Orășănesc, după care ne reîntâlnim și discutăm și alte subiecte. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat cu primarul orașului Căușeni, Anatolie Donțu, despre situația socială și economică la primăria Căușeni. Eu, Renata Lupăcescu, vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!